Dacă în ultima perioadă s-a discutat de reînființarea Spitalului de Boli Cronice din Petrila, acum totul este o amintire. Asta datorită faptului că medicii care au activat aici nu vor să revină din cauza salariilor mici am fost mandatat de Consiliul Local să fac demersurile legate de redeschiderea spitalului de la Petrila. Am fost în audiență la domnul ministru al sănătății, m-a primit, a fost deosebit de primitor și de mare omenie, mi-a spus că va trimite o comisie la acest spital, s-a -a ținut de cuvânt, a fost uh, uh, un domn inspector principal de la minister, a fost împreună cu doamna director birou de la Direcția de Sănătate, cu încă doi reprezentanți de la Direcția de Sănătate. Am discutat uh, la primărie, ne-am deplasat la spitalul de la la fostul spital de la Petrila, unde a participat inclusiv domnul director al Spitalului de la Petroșani s-au conturat mai multe variante pentru rezolvarea acestei probleme, dar bineînțeles că s-a pus problema și a medicilor dacă se va redeschide spitalul. Medicii care au lucrat la Spitalul Petrila nu mai vor și a păsat o spun domnii doctori, nu mai vor să vină cu salariul care le-au avut la spitalul Petrila pentru că, bineînțeles, îți plătiți mai bine în altă parte, așa, și atunci, ca părere personală, și am insistat, să se deschidă secție de boli cronice a spitalului Petroșani în sediu de la spitalul Petrila, cu internare permanentă. Spitalul din Petrila a fost desfințat în anul 2011, când 67 de unități medicale din întreaga țară și-au încetat activitatea. Dacă aici se va realiza o secție de boli cronice, aceasta va funcționa în subordinea Spitalului de Urgență din Petroșani.